Trecătorii care s-au aflat în jurul prânzului în zona intersecției străzii Bălcescu și Eroilor au luat parte la o scenă șocantă. Un copil de circa 12 ani a fost lovit de o mașină la un metru de trecerea de pietoni, după ce acesta ar fi încercat să traverseze fără să se asigure suficient. Șoferul la rândul său a accelerat și a forțat culoarea roșie a semaforului, moment în care l-a surprins pe pieton, l-a izbit în plin, aruncându-l pe trotuar. Dar cu viteză l-a luat, l-a aruncat așa. Două echipaje SMURT au ajuns la fața locului pentru a-i acorda băiatului primul ajutor. Din fericire, medicii spun că acesta s-a ales doar cu o contuzie la șold și cu buza spartă. Băiatul a fost transportat direct la Spitalul de Urgență pentru Copii Sfântul Ioan. E stabil, are într-o matriz de șold, o plagă la o buză, mă rog, am testat la după trecere. De asemenea, la fața locului a venit un echipaj de la Poliția Rutieră pentru a cerceta împrejurările în care s-a produs accidentul.